Vă spun un bun venit la un nou episod Apologia, este al treilea episod din această serie în care fac o analiză a unui articol scris în revista Sămânța Adevărului din martie 2019, un articol intitulat O examinare a calvinismului. În acest episod am dori să analizez sub punctul 3 din acest articol despre ispășirea limitată și apoi despre harul irresistibil. La acest sub punct se afirmă că Ispăcirea nu doar că este suficientă, ci reprezintă prețul de răscumpărare pentru păcatele întregii omeniri. Această distinție pe care ei o fac separă perspectiva arminiană de perspectiva calvinistă, pentru că în calvinism se vorbește despre o suficiență a ispășirii Domnului Iisus Hristos, dar despre faptul că ea este intenționată precis pentru o mulțime pe care nu o poate număra nimeni, cea a celor aleși de Dumnezeu semnificația termenului răscumpărare nu mai este clară pentru noi dacă răscumpărare înseamnă ceva ce nu înseamnă de fapt răscumpărare. Da? Practic vorbim răscumpărare despre care se vorbește în arminianism este una potențială. Ar putea să fie răscumpărați toți oamenii, dar nu este răscumpărat niciunul în realitate până când ei nu decid pentru mântuirea lor. Deci Dumnezeu inițiază mântuirea, cheamă oamenii la mântuire, el este factorul inițiator, dar nu este factorul decisiv jertfa Domnului Isus Hristos este extraordinară, este valoroasă, este pentru toată omenirea, în concepția arminianistă, dar nimeni nu este mântuit dacă omul respectiv nu alege el însuși, dacă nu decide ca să se folosească de harul, de favorul lui Dumnezeu. Apoi se spune că păcătosul nu este pierdut pentru că jertfa lui Hristos n-ar fi fost oferită și pentru el, ci pentru că nu acceptă ispășirea păcatelor sale. Vezi 1 Ioan 2 cu 2. În primul rând, Uh, Într-adevăr, din perspectivă umană, păcătosul este pierdut datorită faptului că el nu este credincios, nu crede, datorită necredinței sale. Din perspectivă umană. Din perspectivă divină, păcătosul este pierdut și pentru că este păcătos și nu crede în Domnul Isus Hristos, dar și pentru că nu este ales de Dumnezeu. Dar sunt două perspective. Depinde din ce perspectivă uh, vorbești. Evident, când predicăm Evanghelia, nu ascunde de oameni adevărul, dar prezentăm perspectiva omenească pentru a responsabiliza omul asupra faptelor sale și asupra necredinței sale. Aș mai adăuga al doilea lucru: faptul că păcătosul este pierdut nu doar pentru că nu acceptă ispășirea păcatelor sale, pentru că mulți oameni nu știu despre această ispășire. La ora actuală, sunt 2,6 miliarde de oameni care nu știu numele Domnului Isus Hristos. Deci, iată, nu doar necredința este motivul pentru care oamenii se duc în ea. Dar aș spune că nu necredința este principalul motiv. Pentru cei care aud de Domnul Isus Hristos, necredința este principalul motiv, principalul păcat. Dar există o mare parte din omenire care n-au auzit nimic din Evanghelie, nimic despre Domnul Isus Hristos. Deci ei nu sunt pierduți din pricina necredințelor, ci din cauza faptului că sunt păcătoși. Așa adăuga al treilea lucru legat de această afirmație că 1 Ioan 2 cu 2, unde se afirmă că avem la Tatăl un mijlocitor care este jerfă de ispășire pentru păcatele noastre și numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Nu vorbește despre motivul pentru care oamenii se duc în iad, pentru care sunt pierduți. Textul nu vorbește nimic despre lucrul acesta. Deci, este nepotrivit ca să iei un pasaj scris cu o intenție de a da încurajare, de a da mângâiere credincioșilor că au luat Tatălui Mijlocetor care este de jertfă de ispășire și să-l folosești pentru a vorbi despre pierzarea unor oameni. Noi trebuie să respectăm și tonul pasajelor și intenția pasajelor și subiectul pasajelor din Sfânta Scriptură, tonul pasajului 1 Ioan 2 cu 2. Subiectul, intenția este ca să dea mânghiere credincioșilor. Subiectul este mijlocirea Domnului Isus Hristos cuplată cu jertfa Domnului Isus Hristos pe baza cărora noi avem iertare de păcate. Pe baza cărora noi putem să ne mărturisim păcatele și să avem siguranța iertării păcatelor. Deci acolo nu este vorba despre așa ceva. Dacă unii ar vrea să-l ia și să-l uh, folosească pentru a demonstra extensia universală a jertfei Domnului Isus Hristos, eu aș spune că în mod evident acolo se face o legătură între noi și ale întregii lumii sau păcatele noastre și ale întregii lumi, adică cei credincioși și alții care nu sunt credincioși. Da? Deci nu se vorbește despre fiecare individ de pe planetă, ci despre două categorii distincte de oameni. Apoi se afirmă, calvinistii susțin că formularea toți folosită în legătură cu ispășirea înseamnă de fapt toți cei aleși, toate rasele sau toate păturile sociale, dar nu toți în sens literal. Nu, calviniștii spun că în funcție de context trebuie să interpretăm această expresie, toți oamenii, toată lumea, sau acest cuvânt, toți, toate, lumea. Uh, ei sunt de acord cu lucrul acesta, dar spun că calviniștii nu ar crede sensul literal al expresiei. Nu, este literal, dar sunt mai multe forme, genuri, stiluri literale. Deci este literal, cu siguranță că este așa. Dar sunt mai multe feluri de a vorbi în Sfânta Scriptură, după cum oamenii obișnuiesc să vorbească. Totuși este evident, se spune aici, că atunci când se face referire la scopul ispășirii, toți înseamnă cu adevărat toți într-un sens literal. De ce este evident? De unde este evident? Nu se dă niciun motiv. Pur și simplu începe să se citeze anumite pasaje la care ne vom uita imediat. Nu se dă niciun motiv. Doar pentru că ei spun că atunci când este vorba de ispășire, toți înseamnă fiecare om chiar așa este? Care este argumentul? Care este exegeza? Unde este studiul acestor texte? Nicăieri, puteți citi fiecare dintre dumneavoastră uh, această pagină despre ispășire. Nu, nu există nicio explicație a acestor texte, sunt doar enumerate. Enumerarea unor pasaje, citarea unor pasaje nu înseamnă explicarea lor, interpretarea lor, studierea lor în context. Înseamnă pur și simplu o enumerare. Nu este nimic mai mult decât uh, asta. Aș spune că înainte ca nouă să ni se ceară să... Explicăm de ce toți oamenii înseamnă toate categoriile de oameni? Cei care ne solicită să dăm o explicație pentru această expresie trebuie să înțeleagă că, că și ei te, trebuie să demonstreze semnificația pe care ei o dau expresiei, de exemplu, toți oamenii sau toată lumea sau lumea sau toți sau fiecare om. De ce? Pentru că nicăieri în Biblie nu există o notă de subsol unde toți oamenii înseamnă. Fiecare om care a trăit, trăiește sau va trăi vreodată în toate locurile de pe planeta Pământ. Nicăieri nu găsește explicația aceasta. Nicăieri nu găsește explicația la toată lumea sau lumea întreagă ca fiind aceasta. Toți oamenii din toate timpurile de pretutindeni. Nicăieri nu există această explicație. Se pornește cu premiza că definiția expresiei toți oamenii sau toată lumea sau lumea întreagă este cea pe care ei o pretind. Dar ei n-au demonstrat, au pornit cu o premiză fără să o fi demonstrat inițial. Deci ca să mă pui să accept definiția unui termen trebuie să mi-o demonstrez. Să-mi demonstrez că termenul sau expresia înseamnă lucrul respectiv în contextul respectiv. Și deodată ce expresia toți oamenii, toată lumea sau lumea sau toți sau fiecare om poate să aibă semnificații multiple sau extensia expresiilor sau termenilor să fie diferită, atunci trebuie să demonstrez că în fiecare context semnificația este una sau cealaltă sau alta, ceea ce nu este făcut. Dumnealor acceptă și spun că da, expresia toți oamenii înseamnă mai multe lucruri în fiecare context, dar pur și simplu ne pun pe noi să credem că în contextele pe care ei le indică înseamnă ce spun ei. Fără să existe un studiu. Iată care sunt textele citate pentru ispășirea universală. Adică că Domnul Isus Hristos a murit pentru fiecare om din toate timpurile de pretutindeni. Isaia 53 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lor nelegiuirea noastră a tuturor. Și aici sunt subliniate, sunt puse cu bol trei cuvinte. Toți fiecare și tuturor. Dar se omite un alt termen foarte important. Noi rătăceam cu toții. Fiecare își vedea de drumul lui dintre acești noi. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Deci de două ori vorbește despre acești noi, acest grup noi persoana a întâia plural. Ei nu vorbesc despre toți oamenii din toate timpurile de pretutine. Era străin de Isaia o asemenea gândire, da? Și deci mi se pare foarte ciudat să citești un pasaj unde scrie Noi rătăceam cu toți, adică toți din categoria noi, nelegirea noastră a tuturor a căzut asupra Domnului Isus și să spui se referă la fiecare om de pe toată planeta. Foarte ciudat. Al doilea pasaj, Roman 5,18. Astfel, dar, pe cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Textul nu spune dacă noi acceptăm viața, spune pentru toți oamenii este o hotărâre care dă viața. Dacă prima parte a versetului este interpretată ca fiind o lucrare eficientă, și anume, printr-o singură greșeală a lui Adam a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii fără ca ei să aleagă lucrul acesta, da? A fost o lucrare eficientă, un decret al lui Dumnezeu. Pă, că tu ești Adam, toți oamenii sunt considerați vinovați. Tot așa, în același fel, printr-o singură hotărâre de iertare, prin Domnul Isus, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Din nou, la fel cum este eficientă greșeala lui Adam, că toți sunt condamnați odată cu el, la fel este eficientă lucrarea Domnului Iisus Hristos, că toți sunt în viață odată cu el. Așadar, toți oamenii, când vorbim în primul caz, toți oamenii au căzut în păcat, adică toți oamenii ai lui Adam, și când vorbește despre toți oamenii care au neprihănirea sau viața, se referă la toți oamenii celui de-al doilea Adam, adică Domnul Iisus Hristos. Acesta este dezavantajul scoaterii unui verset din context, smulgerea din context. Pentru că atunci când te duci în contextul lui Romani, capitolul 5, vei vedea că sunt doi capi a două umanități diferite. Umanitatea căzută în păcat, condamnată și umanitatea înviată, umanitatea îndreptățită prin Domnul Iisus Hristos. Este Adam cu umanitatea căzută, este Hristos cu umanitatea răscumpărată. Adam, a lovit pe toți în umanitatea căzută, Hristos a dat viață tuturor celor pe care El îi reprezintă. Fiecare este cu poporul lui, cu umanitatea lui. Este al treilea verset. Citat, Romani 11 cu 32, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. În mod evident, în tot contextul pasajului, vă las pe dumneavoastră să citiți, se vorbește despre respingerea lui Israel ca națiune, deși unii dintre ei au continuat, au fost și vor continua să fie mântuiți, și luarea neamurilor și punerea lor în acest măslin. Se vorbește despre ramuri firești și ramuri sălbatice. Ramurile firești sunt evrei, ramurile sălbatice sunt neamurile. Ramurile firești sunt tăiate din măslin, ramurile sălbatice sunt altoite în măslin. Deci se vorbește despre două popoare în două dispensații. Poporul Israel în vechiul legământ și niamurile neamurile care constituie biserica în nou legământ. Nu se vorbește despre indivizi, chiar dacă spune toți oamenii, da? Se referă în context la două categorii distincte de oameni. Al patrulea pasaj. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă să că dacă unul singur a murit, pentru toți, toți de ce au murit. Dezavantajul este din nou că este mulți din context și nu se citește în continuare, unde spune că ei au murit ca să învieze și să trăiască pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Întrebare. Dacă, Domnul Evident că aici se vorbește despre o moarte pentru păcat sau față de păcat, da? Căci unul singur a murit pentru toți, toți de deci au murit. Da? În ce sens au murit cu Domnul Isus? Păi au murit față de păcat. Întrebarea este foarte simplă ca să înțelegi semnificația acestui pasaj. Toți au murit față de păcat? Evident că nu. Citești pasajul în context, citești celelalte versete care sunt tăiate de aici. Toți au înviat? Toți trăiesc împreună cu Hristos sau pentru Hristos? Răspunsul este nu la toate întrebările. Deci cine sunt acești toți care au murit împreună cu Hristos și pentru care Hristos a murit. Evident, sunt doar credincioși, doar ei au murit față de păcat și au înviat la o viață nouă, trăind-o pentru Dumnezeu. Veți, dacă luați și pasajele paralele, Romani, capitolul 6, unde din nou se vorbește despre moarte, înviere, răstignire împreună cu Hristos. Nu există nicio excepție în Biblie, doar credincioșii au murit și au înviat împreună cu Hristos. Colosei, în capitolul 2, din nou, este același gând. Colosei, în capitolul 3, același gând. Cei care sunt uniți cu Hristos în moartea și învierea Lui sunt doar credincioși. Nu există nicio excepție. Aceste versete nu sunt dificil de înțeles, ni se spune. Credem că perspectiva calvinistă constituie o compromitere a adevărului clar și simplu din Scriptură. Mai spune câteva lucruri și apoi spune Satan a apelat la acest procedeu când a ispitit-o pe Eva după ce a pus la îndoială caracterul categoric al poruncii de a nu mânca din pomul oprit. I-a fost foarte ușor să înceapă să-i prezinte beneficiile de care avea parte dacă ar mânca din fructul interzis. Ce înțeleg eu din Afirmația asta, ceea ce m-a frapat, m-a uimit, este această duritate, agresivitate cu care se prezintă învățătura calvinistă. Satan a apelat la acest procedeu când a ispitit-o pe Eva. Deci în spatele acestui, acestei învățături a Harului, că noi este căzuți în păcat, trebuie ca Dumnezeu să ne aleagă, Dumnezeu să ne învie la viață. Că Hristos are o lucrare de ispășire eficientă pe toți pentru care a murit, pe toți îi înviază, pe toți îi mântuiește și îi mântuiește până la capăt. Iată, este un procedeu al satanii care stă în spatele acestui sistem. Înfiorător, înfiorător pentru mine. A limitat dimensiunea ispășirii la cei aleși înseamnă a considera că Harul nu poate acoperi orice păcat. A limitat dimensiunea ispășirii înseamnă a te uita în Sfânta Scriptură care a fost scopul, planul, intenția lui Dumnezeu cu privire la moartea Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, în momentul în care Domnul Iisus murea, ce a vrut Dumnezeu să realizeze? A vrut Dumnezeu sincer să-i mântuiască pe toți oamenii din toate tipurile de pretutine? Vrea Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care erau în locuința morților în chinuri? Voia Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care erau morți deja, sutele sau miliardele de oameni? Voia Dumnezeu să mântuiască pe cei care au respins deja revelația pe care au avut-o în vechiul legământ? Voia Dumnezeu să mântuiască pe oamenii aceia despre care știa sigur că vor respinge Evanghelia? Vedeți, e ușor să arunci o afirmație din asta, da? Că a limitat dimensiunea ispășirii la cei aleși înseamnă a considera că harul nu poate acoperi orice păcat. Nu, a limitat dimensiunea ispășirii înseamnă a studia Sfânta Scriptură și a ajunge la concluzia că însuși Dumnezeu limitează extensia ispășirii. Și apropo, toți oamenii limitează ispășirea. Arminienii limitează puterea ispășirii când spun că Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii, dar ei nu o să fie mântuiți până când ei nu aleg să fie mântuiți. Da? Deci, jertfa Domnului Isus Hristos este adusă și pentru cei care sunt acum în iad. Da? Domnul Isus i-a răscumpărat și pe ei. I-a ispășit și pe ei. A murit și pentru ei. A adus satisfacția slavei, dreptății, sfințenii lui Dumnezeu și pentru ei. Dar totuși sunt în iad. O mare parte din această umanitate va fi în iad și ea este răscumpărată prin sângele Domnului Isus conform arminianismului. Ceea ce pentru mine este complet odios și oribil. O asemenea învățătură, o asemenea doctrină, o asemenea gând. Deci ei limitează puterea ispășirii, iar eu cred și noi credem că Dumnezeu limitează în Sfânta Scriptură și în lucrarea Domnului Iisus Hristos extensia ispășirii, nu puterea ei, ci extensia ei. Deci pe toți ceea pe care Dumnezeu i-a avut în plan, pe toți aceia Domnul Iisus Hristos îi mântuiește în mod real prin jerfa la crucea de la Calvar. Apoi se spune, este greșit să definim alegerea lui Dumnezeu, excluzând versetele clare care ne învață că ispășirea a fost făcută pentru toți cei pierduți. Care versete clare? Versetele sunt clare. Interpretarea lor, studiul lor asupra acestor versete Uh, nu, este, nu sunt clare. Și este foarte interesant că în contextul ispășirii încep să vorbească iarăși despre alegere. Este greșit să definim alegerea lui Dumnezeu Excluzând versetele clare care ne învață că ispășirea a fost făcută pentru toți cei pierduți. Nu, subiectul alegerii se studiază în context, subiectul ispășirii se studiază în context. Ele nu trebuie amestecate pentru că altfel iasă un harce aparcea. Mergem la uh, punctul despre harul irezistibil unde se spune așa. Calvin și afirmă că cei aleși de Dumnezeu pentru că ei sunt atrași în mod irezistibil către El. Natura lor păcătoasă devine astfel subordonată văirii lui Dumnezeu. Și ei capătă dorința de a veni în Hristos. Aș spune că este incomplet ce se spune. Calviniștii spun mult mai mult. Calviniștii spun că Dumnezeu nu doar atrage în mod irezistibil, nu doar subordonează voința lor, voinței sale și nu doar ei capătă sau primește dorința de a veni la Hristos, ci Dumnezeu îi aduce la viață. Metafora învierii, aducerea la viață este fundamentală, ea este biblică. Dumnezeu ne aduce la viață, noi suntem morți, noi suntem terminați, noi suntem în putrevacție spirituală și morală și decădem tot mai mult din punct de vedere moral și spiritual. Suntem condamnați pentru totdeauna, nu avem nicio șansă până când Dumnezeu nu ne aduce la viață. Dumnezeu nu ne întinde mâna. Dumnezeu ne apucă. Dumnezeu ne ridică. Dumnezeu nu ne învie puțin ca noi să putem răspunde. Dumnezeu ne învie complet și ne ridică din starea în care suntem. Sunteți de acord că harul lui Dumnezeu este acela care ne supune voința și ne face să dorim mântuirea? Dacă ar fi așa, cum se face că unii care au dorința pentru a fi mântuiți și au voința supusă lui Dumnezeu? totuși nu sunt mântuiți. Este o contradicție în termen. Dacă voința tuturor oamenilor este supusă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi face să dorească mântuirea, atunci oamenii își doresc mântuirea și au voința supusă lui Dumnezeu vor fi mântuiți. Ceea ce ne-ar duce la un universalism, că toți oamenii vor fi mântuiți din toate timpurile de pretutine. Ceea ce este o erezie și ei nu vor să spună lucrul acesta. Deci, din punctul meu de vedere, este o afirmație gratuită, care nu reprezintă deloc teologia arminianistă, afirmație pe care ei și o, o contrazic în continuare. Ceea ce duce la aceste contradicții este lipsa unei înțelegeri a faptului că în Sfânta Scriptură găsim două tipuri de chemare. Este o chemare exterioară a Evangheliei pe care o fac predicatorii, când predică Evanghelia și cheamă păcătoșii la mântuire. Acea chemare atinge urechea și atinge mintea omului și este o chemare spirituală, lăuntrică, puternică, irezistibilă a Duhului Sfânt, invizibilă, pe care noi nu o vedem, tainică, misterioasă. În momentul în care aceste două chemări sunt împreună, omul este cu siguranță mântuit. Când este doar prima chemare exterioară a Evangheliei făcută de predicatori, nu se întâmplă nimic. Omul este mai informat. Atâta tot. Spune, mai credem că Scriptura poruncește tuturor oamenilor de pretutini, chiar și a celor care o resping, să se pochească și să creadă Evanghelia. Corect. Asta cred și calviniștii. Suntem de acord că în vederea mântuirii unora, Dumnezeu folosește metode extraordinare. Și de exemplu, pe Pavel, pe Iona, pe apostoli. Însă întrebarea este, de ce doar pentru unii folosește Dumnezeu? Pentru că dacă vă aduceți aminte din celelalte episoade, dacă le-ați ascultat, ei spun așa. Calviniștii cred că Dumnezeu pur și simplu îi trece cu vederea pe anumiți păcătoși și nu îi de harul de a crede. Însă aceasta ar însemna că Dumnezeu este totuși vinovat prin faptul că nu le acordă acest har. Deci Dumnezeu ar fi vinovat pentru ceea ce nu face față de oameni, ca și cum ar fi dator. Ok? Aceleași cuvinte le folosim pentru ce spune ei aici. Dumnezeu, în vederea mântuirii unora, Dumnezeu folosește metode extraordinare. Înseamnă că Dumnezeu este vinovat că nu folosește aceste metode extraordinare, în dreptul tuturor. Sunt propriile lor cuvinte. Se uită la Scriptură, văd că Dumnezeu supune voința oamenilor, văd că Dumnezeu dă dorința pentru mântuire și totuși apoi afirmă, deși oamenii au dorință pentru mântuire și au voința supusă lui Dumnezeu, totuși nu îi mântuiți. Este o contradicție în termeni. Dacă Dumnezeu dă acest har special prin care atrage irezistibil doar pe anumiți oameni, Dumnezeu este nedrept. Ar fi vinovat. Nu, Dumnezeu nu ar fi vinovat absolut deloc. Spune așa, totuși acest lucru nu înseamnă că nu există pe paginile Scripturii scripturi oamenii care au respins harul și nici că Dumnezeu folosește întotdeauna aceleași metode extraordinare sau irezistibile pe care le-a folosit cu unii. Ba da, dacă Dumnezeu n-ar folosi cu toți cei mântuiți aceleași metode irezistibile, extraordinare, niciunul din ei n-ar fi mântuit. Motivul pentru care alții nu sunt mântuiți este pentru că Dumnezeu nu folosește aceste metode extraordinare și este drept să nu le folosească și acesta este motivul pentru care nu sunt mântuiți. Această predicare a Evangheliei pe care o fac predicatori, evanghelici, de păstori, slujitori și așa mai departe, ea este o poruncă a lui Dumnezeu și în Sfânta Scriptură ea este identificată cu o slujbă a Duhului Sfânt. Dar asta nu trebuie confundată cu metodele extraordinare sau cu lucrarea lământrică tainică a Harului și a Duhului Sfânt în viețile noastre. Da? De aceea, Ștefan le spune, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și el se referă la acea predicare a Evangheliei care îi confrunta, care îi tăia pe inimă. Dar acolo nu era o lucrare a harului irezistibil, nu era o lucrare a Duhului Sfânt de naștere din nou, de înviere la viață. Trebuie să distingem între aceste două chemări despre care am vorbit până acum. Situațiile în care oamenii de pe paginile Scripturii au venit, ori s-au întors la Hristos, sunt diverse. Da, dar nu sunt mai multe metode de mântuire. Nu este metode extraordinare și metode obișnuite. Metode simple și metode mai complicate. Metode în care Dumnezeu lucrează cu mai multe putere, metode în care Dumnezeu lucrează așa mai lejer. Asta este ceva foarte ciudat. Să auzi așa ceva înseamnă că există două metode ale mântuirii. Dumnezeu folosește diverse metode. Nu sunt situații diferite. Oamenii sunt în circunstanțe diferite, dar Dumnezeu folosește aceeași lucrare a Harului, aceeași lucrare miraculoasă a Harului lui Dumnezeu. Dacă unii nu se vor întoarce la Dumnezeu, se spune, nu înseamnă că el nu i-a ales, ci că ei înșiși au ales să se împotrivească chemării lui. Corect. Înseamnă că ei au ales să se împotrivească chemării exterioare a Evangheliei, nu chemării interioare, lăuntrice, puternice, miraculoase, tainice, supranaturale a Duhului Sfânt, ci chemării exterioare, dar și înseamnă că ei nu au fost aleși de Dumnezeu. Dumnezeu i-a trecut cu vederea. Ba da, înseamnă lucrul acesta. Despre lucrul acesta se vorbește în Biblie. În Biblie. Dumnezeu și-a întins brațele spre cei din poporul lui Israel, un popor neascultător și împotrivitor. Da, dar nu spune că i-a atras irezistibil. Nu spune că a folosit, că Dumnezeu le-a dat har mântuitor. Că prin Duhul Sfânt Dumnezeu i-a cercetat la fel cum îi cercetează și lucrează în cei aleși. Și de exemplu, poporul Israel, care -a, -a, fost salvat din Egipt, sau împotrivit harului, iudeii din zilele Domnului Iisus, care n-au vrut să fie strânși în jurul lui, Ștefan, care le-a spus iudeilor că s-au împotrivit totdeauna Duhului Sfânt. Din nou, în niciunul din pasajele acestea nu putem să înțelegem că este vorba despre o chemare, o atracție o lucrare irezistibilă a Harului lui Dumnezeu. Această chemare dublă este evidentă în Sfânta Scriptură. Dacă toți oamenii ar fi chemați în același fel, de ce Scriptura vorbește despre credincioși ca fiind cei chemați? Citiți 1 Corinteni capitolul 1 unde îi numește cei chemați și apoi îi numește cei aleși, pentru că cei chemați sunt cei aleși. Există o chemare specifică pe care Dumnezeu o dă doar celor aleși. Are dreptul să facă lucrul acesta pentru că poate să facă ce vrea el cu ce este a lui. Da? de cealaltă chemare exterioară a Evangheliei au parte și ceilalți oameni care nu sunt credincioși și nu vor fi niciodată credincioși. Se spune, vedem în Scriptură situații că Dumnezeu a folosit metode excepționale pentru a-i trage în chip irezistibil pe unii la el și pentru a i inspira voință. Totul în arminianism este vorba de voință. Totul este despre voință. În, în convingerea sau în mentalul biblic sau în doctrina biblică totul este despre viață, nu despre voință. Marele idol al arminianismului este voința. Totul depinde de voință. Dumnezeu lucrează asupra voinței. Oamenii trebuie să vrea, ei trebuie să decidă, ei trebuie să hotărască. Totul e despre voință. În Sfânta Scriptură, în doctrina biblică despre mântuire, totul este despre viață. Nu despre voință, despre viață. Când omul are viață, voința e activată, mintea este noită, sentimentele sunt eliberate de păcat și așa mai departe. Vedem și unele situații că Dumnezeu a ales să îngăduie altora să nu creadă, în pofida dorinței sale sincere de a-i mântui. Deci Dumnezeu le îngăduie oamenilor să nu creadă, dar vrea să-i mântuiască. Deși deci ar putea să-i mântuiască prin metodele extraordinare. Vedeți unde este inconsecvența, lipsa de logică a argumentului. Deci Dumnezeu, auziți, Dumnezeu le permite să nu creadă, dar putea să folosească metode extraordinare, pentru că am vorbit despre ele mai sus, dorește să-i mântuiască, poate să-i mântuiască folosind metode extraordinare, dar nu vrea. Dar totuși zice că are dorința. Inconsecvent. Inconsecvent. Și apoi spune toți aceia care au auzit Evanghelia și sunt nemântuiți au ales să se împotrivească harului lui Dumnezeu care i-a la el. Adevărat, dar din nou, ce fel de har? Ce fel de har? Harul e harul sau împotrivit harului Evangheliei? Asta da, dar nu că s-au potrivit lucrările untrice a harului Dumnezeu care ne naște din nou, pentru că acela este un har rezistibil. Și apoi spune dacă și-ar fi deschis inimile față de acest har și ar fi venit la tatăl spunând Fă-mă unul din argații el ar fi făcut din ei copiii lui Aleș. Da, dacă ar fi făcut lucrul acesta, la fiindcă omul este căzut în păcat, niciunul dintre noi nu va face lucrul acesta până când nu suntem aduși la viață. Ei au spus că au crezut că acceptă doctrina depravării totale. Cum dacă și-ar fi deschis inimile? Cum să-și deschide inimile? Cum să-și deschide inimile? Deci ei afirmă că omul este total depravat și apoi îi spune dacă ei și-ar fi deschis inimile ar fi fost mântuiți. Sigur că ar fi fost mântuiți dacă și-ar fi deschis inimile. Dar asta e tocmai esența doctrinei depravării totale. Tocmai asta e problema elementară a omului. Că nu-și deschide inima. Că nu poate să-și o deschide și nici nu vrea. Ce a doua inconsecvență în este între ce ce au spus anterior, că Dumnezeu supune voințelor oamenilor și le dă dorința de a fi mântuiți și aici se spune că dacă ar fi venit, dacă și-ar fi deschis inima, păi nu ați spus că Dumnezeu le deschide inima, Dumnezeu le dă voința, le supune voința, Dumnezeu le dă dorința de a fi mântuiți. Deci ce inimă să-și mai deschide dacă inima lor e deja deschisă? Ei au dorința de a fi mântuiți. Că Dumnezeu le dă tuturor, așa se spune. Veți foarte, 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 foarte multă inconsecvență. Și spune, dacă ar fi venit, dacă și-ar fi deschis inima, dacă ar fi spus, Dumnezeu i-ar fi făcut copiii lui aleși. I-ar fi ales atunci, nu înțeleg, sincer, nu înțeleg ultima afirmație, i-ar fi făcut copiii lui aleși. I-ar fi ales atunci Dumnezeu? Atunci alegerea lui Dumnezeu nu mai este mai dinainte din temerea lumii. Este o confuzie între alegerea pe care Dumnezeu o face la un anumit moment, în timp și spațiu, pentru uh, ce cei aleși și alegerea veșnică a lui Dumnezeu în care Dumnezeu hotărăște să mântuiască anumiți oameni. Dragii mei, sper să vă folosit acest studiu, această analiză critică, această evaluare care vizează conținutul acestui articol, nu vizează niște oameni, nu vizează misiunea uh, menonită, nu vizează revista în întregime sămânța adevărul pe care vă recomand să o citiți, sunt foarte multe lucruri bune acolo, ci vizează strict această învățătură despre mântuire în aspectele pe care le-am subliniat până acum. Da, ne bucurăm că avem în comun credința în mântuirea prin Domnul Iisus, prin har, prin credință.